Salut, astăzi o să discutăm despre, în continuare despre schemele de algoritmi și anume despre greedy. Aici este bibliografia, capitolele din Cormer, respectiv Jumale, plus niște alte informații care vă sunt utile. La ultimul link găsiți codul pentru una din aplicațiile pe care o facem în acest curs, implementată în Python. Nu știu dacă știți Python. Dar implementarea este mai rapidă și, în plus, framework-ul care rulează Python este mai inteligent, să zicem, decât altele, pentru că îți permite să rulezi fiecare celulă în parte și să vezi ce rezultat ai, menținând contextul. O să ne uităm un pic mai încolo pe chestia asta. Astăzi o să discutăm despre greedy, care reprezintă o metodă de rezolvare eficientă a unor probleme de optimizare. Soluția problemei trebuie să satisfacă un criteriu de opt-in global, dar în general acest criteriu de opt-in global este greu de verificat și atunci, în practică, ce se întâmplă, încercăm să ajungem cât mai aproape de acel optim global, mergând pe optime locale mai ușor de verificat. Drept urmare, se aleg soluții parțiale care sunt îmbunătățite repetat pe baza criteriului de optim local până când se obțin soluțiile finale. Soluțiile parțiale care nu pot să fie îmbunătățite sunt abandonate. Deci, practic, avem un proces de rezolvare irevocabil. Nu avem cum să revenim. Îmbunătățim soluția parțială dacă putem să o îmbunătățim. Dacă nu, înseamnă că aceea nu are cum să devină o soluție, așa că o aruncăm. Și atunci, schema generală pentru rezolvarea problemelor folosind greedy este următoarea. Se pleacă de la problema pe care trebuie să o rezolvăm și de la un criteriu de optim. Inițial, soluțiile parțiale sunt soluțiile inițiale ale problemei, punctele de pornesc, practic, după care n-am ajuns încă la nicio soluție finală, deci soluția finală este mulțimea vidă. Mai departe, cât timp mai avem o soluție parțială care poate să fie îmbunătățită, pentru fiecare astfel de soluție parțială, ce facem? Dacă mai întâi verificăm dacă este soluția problemei, adică dacă am ajuns deja la rezolvarea problemei, atunci, dacă este o astfel de soluție, o adăugăm în soluțiile finale. Dacă nu este o soluție, și evident, după ce o adăugăm în soluțiile finale, o scoatem din soluțiile parțiale pentru că nu mai avem nevoie de ea acolo. Dacă, în schimb, nu este o soluție a problemei, verificăm dacă putem să optimizăm respectiva soluție parțială. Dacă este posibilă optimizarea pe baza criteriului ăsta de optim cu care lucrăm și a problemei de rezolvat. Deci, practic, asta este soluția parțială de la care plecăm. Încercăm să vedem dacă se poate optimiza folosind criteriul de optim pe care îl avem pentru problema respectivă. Dacă putem să optimizăm, atunci soluția parțială este scoasă din soluție, din mulțimea asta a soluțiilor parțiale și în locul ei se bagă soluția optimizată. Deci, practic, încercăm să mai facem încă un pas în direcția rezolvării problemei. Se poate face acest pas? Dacă da, atunci ok. În soluțiile astea parțiale pe care mi le mențin eu, elimin soluția parțială anterioară, după care în locul ei pun această nouă soluție rezultată pe baza optimizării. Adică, practic, am mai făcut un pas, scot varianta anterioară și bag în locul ei varianta asta optimizată. În schimb, dacă nu se poate optimiza, respectiva soluție este pur și simplu scoasă din soluțiile parțiale, este ignorată. În momentul în care se termină bucla asta cât timp, fie s-au ajuns la niște soluții finale care sunt adăugate aici în mulțimea soluțiilor finale, fie n-am nicio soluție și atunci mulțimea soluțiilor finale rămâne mulțimea vidă, dar în momentul în care s-a terminat bucla asta, tot ce avem de făcut este să întoarcem soluțiile finale. Există întrebări? Ok. O scurtă comparație între divide, tempera și greedy.
Abordarea la ambele este top-down, diferența majoră fiind că la divide timpera nu avem un criteriu de optim, iar la greedy avem un astfel de criteriu de optim. În general, dacă vedem că avem ceva de optimizat, prima dată ar fi să încercăm să rezolvăm prin greedy. Dacă cumva reușim, dar trebuie să demonstrăm că se poate rezolva prin greedy, o să vedem un pic mai târziu, atunci asta ar fi cea mai simplă metodă de rezolvare. Dacă nu se poate rezolva problema prin greedy, trebuie să încercăm programare dinamică sau alte variante. Dar, în general, cel mai, nu știu, prima încercare de a rezolva astfel de probleme de optimizare ar fi să încercăm să vedem dacă merge prin greedy. De ce, în general, e și mai ușor de rezolvat și complexitatea este cumva mai mică decât la programare dinamică. La programare dinamică trebuie să vă chinuiți să scoateți relația de recurență și până la urmă complexitatea algoritmilor e în general ODN la a treia, ODN la a patra. Deci dacă problema schemă de algoritm. Problema e că nu toate problemele de optimizare se rezolvă prin greedy și un pic mai târziu o să vedem care sunt proprietățile pe care o problemă trebuie să le aibă ca să poată să fie rezolvabilă prin greedy. Trecem la un exemplu. Arbor-Huffman reprezintă o metodă de codificare folosită la compresia fișierelor. Construcția unui astfel de arbore se realizează printr-un algoritm de tip greedy, din cauza asta facem acest exemplu la acest capitol. Și ideea ar fi că dacă plecăm de la un text oarecare, de exemplu Ana are mere, încercăm să-l codificăm pe mai puțin biți. În mod normal, pe câți biți se codifică acest text? Cum facem? În mod normal, codificare. Păi, considerăm că fiecare caracter are 2 bytes, nu? Da. Câte caractere sunt acolo? A zice 12 la care adăugăm și terminatorul de șir. Bun, deci câți bytes n-ar trebui sau câți biți? 26 de bytes și atunci la nivel de bits mai okay. Înmulțim cu 8. 8, ok. Bun. Și în loc de acest 26 ori 8 încercăm să reprezentăm pe mai puțini biți. Și cum spuneam, asta se face prin folosirea unui algoritm de tip greedy care mă ajută să construiesc un arbore. Și o să explicăm pas cu pas ce se întâmplă sau cum se construiește acest arbore. Pentru asta o să avem nevoie de diverse noțiuni pe care o să le definim imediat. După care o să facem demonstrația de corectitudine, să demonstrăm că practic metoda asta de construcție este optimă. Definiți. K este mulțimea de simboluri ce vor fi codificate. În cazul nostru sunt literele care apărau în mesajul ăsta în ARMR. Da? Este A, este N, este spațiu, R, E și M. După care, arbore de codificare a cheilor K reprezintă un arbore binar ordonat, și cu alte cuvinte se păstrează ordinea copiilor fiecărui nod, cu proprietățile următoare. 1. Doar frunzele conțin chei, deci practic avem aceste chei. Înseamnă că aceste chei o să se găsească în frunzele arborului. Fiecare cheie în câte o frunză. Da? Deci practic o să avem 6 noduri frunză, în care o să avem în fiecare astfel de nod câte un caracter. Toate nodurile interne au exact 2 copii, da? Am spus că e arbore binar. Și atunci e cumva complet. Da? Fiecare nod intern trebuie să aibă fix 2 copii. Dacă se poate. Acele sunt codificate cu 0 sau cu 1.
arcul din stânga e codificat cu 0, arcul din dreapta e codificat cu 1, astfel încât, plecând din rădăcină, să putem să spunem, să creăm un cod alcătuit, un cod binar, da, 0 sau 1, alcătuit din concatenarea codurilor pe care le găsim mergând dinspre rădăcină spre frunză. Mergem întâi spre stânga, facem, punem un 0. După aia mergem spre dreapta, punem un 1. Înseamnă că până acolo am găsit codul 01 și așa mai departe. K reprezintă codul unei chei. Da? Deci dacă avem K mare, este mulțimea cheilor, una dintre cheile astea, să zicem A-ul, va fi într-una dintre frunze și atunci de la rădăcină către frunza respectivă se ajunge pe o cale. Da? 1, 0, 1. Și atunci, dacă aici este cheia A, înseamnă că pentru cheia A avem codul 1, 0, 1, de exemplu. Okay? Și atunci, codul ăsta al unei chei reprezintă șirul etichetelor de pe calea de la rădăcină spre frunza care conține cheia respectivă. PDK reprezintă frecvența de apariție a cheii în textul ce trebuie comprimat. Ați văzut că aveam Ana are mere, A apare de două ori. Da? Deci frecvența o să fie 2 supra 12. Sunteți de acord cu mine? Nu zicem de 3 ori? Sau considerăm A mare altă literă? Corect, 3 pe 12, că e Ana, sunt 2 și cu încă un A, e 3 pe 12. Aveți dreptate. Dacă era Ana are mere, dacă consideram A mare, aici în mulțimea cheilor ar fi trebuit să apară și A mare, alt caracter. Da? Dar din moment ce am scris cu A mic, înseamnă că, uite, înseamnă că avem un singur caracter și aici și aici. Okay? Mai departe, ce mai avem? Pentru Ana are mere, asta ar fi probabilitățile, PDA este 3 pe 12, adică 0,25. La fel este pentru E, care este în are și în mere. După care N și M apar de două ori, pardon, apar o singură dată, iar R-ul apare în are și în mere. Iar spațiul iarăși apare de două ori între Ana și Are, respectiv între Are și Mere. Drept urmare, astea sunt probabilitățile sau frecvențele de apariție ale caracterelor respective. Cu asta o să lucrăm. Mai departe, A reprezintă arborele de codificare a cheilor. Practic, ăsta este ceea ce o să construiască arborele nostru Huffman, algoritmul nostru pe care îl folosim. Lungimea codului reprezintă lungimea codului cheii K conform acestui arbore. Cu alte cuvinte, dacă eu am niște noduri, să zicem așa, dacă este pe nivelul 1, atunci vedeți care are lungimea 1. Dacă e pe nivelul 2, atunci codul o să fie... O să aibă lungimea 2 pentru că e 1-1. Dacă e pe nivelul 3, o să aibă 3 pentru că avem 3 arce care duc la nodul respectiv. Practic, lungimea codului cheii este același lucru cu nivelul pe care cheia respectivă se află în arborele A pe care îl construim. Da? Make sense? De fiecare dată când coborâm în arbore, înseamnă că adăugăm un nou arc. Adăugarea unui nou arc înseamnă că adăugăm o nouă cifră, 0 sau 1, și atunci înseamnă că lungimea codului a crescut cu o unitate. Deci de câte ori coborâm cu un nivel în arbore, de atâtea ori creștem și lungimea codului. Costul unui arbore de codificare a unor chei K relativ la o frecvență P este definit în felul următor. Este lungimea codului unei chei
înmulțită cu frecvența cheii respective și sumă chestia asta peste toate cheile care apar în textul de codificat. Am zis că lungimea codului este același lucru cu nivelul pe care apare cheia respectivă în arbore și atunci acest cost se poate defini și ca nivelul pe care apare o anumită cheie în arbore înmulțit cu probabilitatea cheii respective sau cu frecvența de apariție a cheii respective și însumat chestia asta peste toate cheile din textul decodificat. Acum, asta este modul în care se calculează un arbore de costul unui arbore de codificare. Un arbore de codificare ce are costul minim pentru cheile K relativ la frecvența P pe care am identificat-o este un arbore Huffman. În plus, codurile cheilor obținute prin parcurgerea arborului respectiv sunt coduri Huffman. Și acum, hai să vedem cum construim arborul ăsta. Există întrebări până acum? Ok. Pentru fiecare cheie, deci acum să facem algoritmul de construcție. Cum spuneam, există și cod pentru lucrul ăsta, dar ca să vă prezint codul trebuie să schimb ceea ce share-uiesc, așa că aș prefera să facem mai întâi conceptele, să vedem care este algoritmul, după care să vă trec prin codul de construcție al acestui arbore, pentru ca ulterior să ne întoarcem înapoi la prezentare. Deci, algoritmul de construcție ar fi așa. Pentru fiecare cheie se construiește un nod, practic un arbore cu un singur nod, o frunză, dacă vreți, care conține cheia respectivă și este caracterizat de ponderea W egal cu P de K, unde P de K reprezintă frecvența de apariție a cheii respective. Sub arborii ăștia pe care îi construim, deci practic, am zis, construim o frunză pentru fiecare cheie din K, da? Deci înseamnă că o să-mi rezulte un număr de frunze egal cu numărul de chei K. Sub arborii ăștia, sau frunzele astea, va forma o mulțime numită arb. Deci practic pentru un nod din arborul ăsta, ce aș avea nevoie? Și avea nevoie de 4 informații. Aș avea nevoie să știu care este subarborele, adică eu am nodul așa, da? Mă interesează în primul rând care e cheia de aici, K. După care ce mă mai interesează? Mă interesează care este frecvența ei, P de K. După care ce mă mai interesează? Păi mă interesează care sunt succesorii. Succesorii stânga, respectiv succesorul dreapta, da? De ce? Pentru că dacă mă duc pe partea din stânga o să am un 0, dacă mă duc pe partea din dreapta o să am un 1. În cazul nostru, în primul pas, având în vedere că noi construim frunze, acești succesori sunt null, da? Pentru că pornim cu frunza, ultimul element din arbor. Departe, să aleg 2 subarbori, A și B, din mulțimea de arbori, deci ăsta ar fi o frunză. Noi aici avem mai multe astfel de frunze, da? Fiecare cu câte o altă cheie. Și atunci, din mulțimea asta se aleg 2 subarbori, A și B, care au pondere minimă. Deci, practic, îi luăm pe cei care au frecvența cea mai mică și unim. Se construiește un arbore binar cu o rădăcină R, care nu conține nicio cheie. Deci, practic, am selectat două chei, două caractere, două elemente din text care au frecvențele minime. Pe astea două le unesc într-un arbore care are o rădăcină fictivă R. Da? Deci ăsta nu mai conține caractere, doar A și B reprezintă caracterele. Ponderea arborelui W de R este egal cu ponderea lui A plus ponderea lui B. Deci, practic, reprezintă frecvența de apariție a lui A plus frecvența de apariție a lui B. Este clar?
În momentul ăsta, A și B sunt eliminate din mulțimea arb, aia mai mare, iar în locul ei este introdus acest arbore alcătuit din rădăcina asta fictivă pe care am făcut-o R, A și B. Evident, dacă le-am cuplat așa, în stânga e 0, în dreapta e 1. Arborii A și B sunt eliminați, R este inserat în arbore, după care procesul ăsta se repetă până când în mulțimea arb rămâne un singur element. Deci, cu alte cuvinte, toate cheile sau toți subarborii au fost grupați și în cele din urmă, în mulțimea asta arb, a rămas o rădăcină cu ce conține restul arborelui. Acest nod care a rămas în mulțime este de fapt arborele Huffman pentru cheile K. Hai să vedem exemplu în cazul nostru. Deci plecăm de la Ana RMR. Am spus că astea sunt probabilitățile de apariție a cheilor. După care, în primul pas, facem niște frunze în care punem câte un caracter în fiecare frunză. Și de asemenea am pus care este ponderea asociată fiecarei frunze în parte. Mai departe, în pasul 2 trebuie să unim cele mai puțin frecvente chei din arborul ăsta. Care ar fi alea? M și N. Deci practic le iau pe ultimele două și le unesc. Da? În momentul în care le-am unit, în locul lui N și M apare acest nou nod care are ponderea, suma ponderilor celor două noduri, celor două frunze și care nu are nicio cheie asociată. Vedeți că aici este M plus N, practic nu mai este o cheie. Mai departe trebuie să unim nodurile cu 0,16. Acum există mai multe opțiuni, pentru că fiind și ăsta cu 0,16 și astea cu 0,16 se pot uni fie așa cum l-am unit eu, R plus spațiu, fie se poate uni, de exemplu, spațiu plus M și N. Da? Deci sunt mai multe opțiuni de a uni nodurile în momentul de față și, drept urmare, există mai multe soluții posibile pentru problema noastră de optimizare, pentru construcția acestor coduri Huffman. Da? În momentul ăsta ce avem? Păi avem A-ul cu 0,25, E-ul cu 0,25, R plus spațiu cu 0,32 și M plus N cu 0,16. Mai departe trebuie să unim 0,16 cu unul dintre A sau E. Și atunci, practic, se unește cu E-ul ăsta, se face un nou nod, într-o parte avem subarborile de aici, iar în partea cealaltă avem subarborile ăsta. Și aici avem un nou nod fictiv care practic conține elementele M, N și E. În continuare se vor uni astea două. Din urmă unesc cei doi subarbori rămași. Ok? Din nou, pe stânga se pune 0, pe dreapta se pune 1. Chiar în momentul ăsta putem să spunem care sunt codificările fiecărui caracter în parte. De exemplu, pentru A, da? Ce am făcut? Am plecat din rădăcină și am mers de două ori spre stânga, deci are codul 00. Pentru E, am plecat din rădăcină, am mers de două ori prin dreapta, avem codul 11. Pentru N, ce am făcut? Păi am mers odată în dreapta, deci avem 1, după aia în stânga avem 0, după aia în dreapta avem 1. Din cauza asta avem 101. Iarăși, dacă vă uitați, A-ul și E-ul sunt pe nivel 2, drept urmare lungimea codului este 2, în timp ce toate celelalte caractere sunt pe nivelul 3 și din cauza asta au câte 3 biți pentru reprezentare. Mai departe, haideți să vedem care este costul acestui arbore.
calculat conform formulei de aici. Păi, având probabilitățile de apariție din partea stângă și având codurile pe care le avem aici la codificare, practic tot ce avem de făcut este să facem suma acestor produse. Da, deci pentru A avem lungimea 2 înmulțit cu probabilitatea 0,25, la fel și pentru E. Pentru M și N avem 3 biți înmulțit cu probabilitatea de aici care e 0,83. După care pentru R și spațiu avem iarăși 3 biți înmulțit cu probabilitatea de aici. Asta în total o să dea 2,2 biți. Și asta este practic media de reprezentare a unui caracter. Există întrebări? Altfel, dacă nu s-ar fi folosit codul Huffman, media de reprezentare ar fi fost 2 bytes, cum a zis colegul vostru, deci 16 biți. Și okay. Acum, pur și simplu, când afișăm succesiunea asta de biți pentru fiecare caracter din mesajul inițial. Da, doar că se scrie pe biți. Adică, atenție, dacă am, nu știu, cum ar fi Ana are. Hai să vedem. Ana are înseamnă A00, N, care este 101, A, care este 00, spațiu, care este 011, A care este 00, R care este 0010, E care are 011 și așa mai departe. După care acum îi grupăm câte 8 ca să scriem pe octeți, pe byte. Da? Deci ăștia nu reprezintă fiecare cifră sau fiecare bit, nu reprezintă un byte, ci reprezintă o poziție dintr-un byte, să zicem. Da? Deci șirul ăsta mai întâi îl construim, după care îl împărțim de la sfârșit spre început câte 8 și scriem 8 caractere într-un byte. Make sense? Da. Bun, hai să vedem pseudocodul, după care trecem să ne uităm la pseudocodul ăsta și în Python. Deci avem Huffman cu cheile K și frecvențele de apariție P. Mai întâi facem frunze din cheile respective, având ponderile P de K. Da? Deci prin frunză de K și P de K înseamnă că am construit un subarbore cu un singur nod care conține cheia respectivă și W de nodul respectiv este P de K, este probabilitatea de apariție. Mai departe, cât timp cardinal de ar mai mare ca 1, deci cu alte cuvinte, avem mai mulți subarbori, ce facem? Trebuie să-i combinăm, da? Luăm A1 și A2 ca fiind arborii care sunt diferiți între ei, evident, și care au ponderele cele mai mici din mulțimea de arbori. Deci cu alte cuvinte, dacă fac o priority queue în care să bag nodurile respective, trebuie să extrag de 2 ori minim. Da? Ok. Mai departe. Odată ce am identificat acești 2 subarbori, ne apucăm și construim un alt subarbore care să fie alcătuit din cele 2 noduri, A1 și A2. Ok? Iar ponderea lui să fie W de A1 plus W de A2. Deci ăsta ar fi un nou arbore care va trebui să înlocuiască arborii A1 și A2. Drept urmare, în mulțimea arb cu care lucrăm, eliminăm cei doi subarbori A1 și A2 și în locul lor adăugăm acest subarbore construit în felul acesta. Da? Deci, practic, nodul intern de A1, A2 și X reprezintă un subarbore format dintr-un nod intern cu descendenția A1 și A2 și ponderea egală cu ce avem aici ca ultim parametru. Bun.
În momentul în care s-a terminat acest ciclu, pașii ăștia se repetă. Dacă arb este mulțimea vidă, înseamnă că de fapt n-am avut niciun text și atunci întoarce arborele vid. Dacă nu, înseamnă că în arb avem un singur arbore și fie A acest arbore din mulțimea arb, înseamnă că trebuie să întoarcem acest arbore. Atenție! Ăsta este doar pasul de codificare a cheilor. Da? Deci, practic, dacă am un text, în felul ăsta știu ce cod trebuie să dau fiecărui caracter din textul respectiv. Mai departe, ce trebuie să scriu în fișier? Păi, pe de-o parte, trebuie să scriu arborul ăsta pe care l-am construit, ca să știu când va fi cazul de decodificare, să știu cum decodific cheile conform cu ce arbore, după care trebuie să scriu textul efectiv folosind codificările respective. Odată ce am scris chestia asta în fișier, când vreau să decomprim sau decodific, trebuie mai întâi să încarc arborele, deci practic să-l extrag de acolo de unde l-am scris în fișier, după care trebuie să decodific textul conform următorului algoritm. Deci, practic, la intrare îmi intră textul ăsta cu in, iar la ieșire îmi iese textul decodificat. Primul pas, am zis, restaurez arborele ca să știu cum am codificat cheile respective. După care, cât timp mai avem caractere de citit, deci practic nu s-a terminat de citit fișierul in, atunci pornesc din rădăcină și mă duc spre frunze. În momentul în care am ajuns la o frunză, scriu frunza respectivă în fișierul de ieșire, după care mă întorc înapoi în frunză, înapoi în rădăcină, ca să citesc următorul caracter. Da? Deci practic, cât timp nodul curent inițial care este setat pe rădăcina arborelui nu este frunză, deci n-am terminat de citit, atunci dacă bitul citit din fișierul de intrare este 1, mă duc în dreapta, dacă bitul de citit din fișierul de intrare este 0, atunci mă duc în stânga. Și fac chestia asta până când ajung la frunză. În momentul în care am ajuns la frunză, înseamnă că pot să iau cheia din frunza respectivă și să o scriu la ieșire. Da? Deci din cauza asta scriu la ieșire cheia din nodul curent. Nodul curent care este de fapt o anumită frunză. Bun. După care, odată ce am scris cheia, înseamnă că trebuie să mă întorc înapoi în rădăcină și o iau de la capăt cu partea asta de aici. Există întrebări? Aici nu ni se dă și arborele ca parametru? Arborele teoretic este în fișier. Din cauza asta am zis că atunci când vrei să codifici un text, prima dată va trebui să scrii în fișier arborele respectiv. După care abia după ce ai scris arborele, te-a pus să scrii codul efectiv. Și atunci, din cauza asta, în momentul când reconstitui textul, prima dată trebuie să restaurezi arborele ăsta pe care îl citești din fișierul de intrare, după care, odată ce ai reconstruit arborele, poți să începi să citești textul efectiv ca să extragi din biții aceia care sunt codurile. Iarăși, cred că am făcut o greșeală. În momentul în care construim șirul ăsta de biți, când îi punem pe bytes, nu începem de la sfârșit la început, începem în ordinea normală, pentru că de aici o să încep cu decodificarea. Da? Deci avem 4, 6, 8, până aici scriem în primul byte. După care 2, 4, 6, 8, până aici scriem în cel de-al doilea byte și tot așa. Ok?
Pentru că atunci când decodific, practic eu decodific serial, n-apuc să mă duc la sfârșit ca să mă întorc. Înainte să trecem la demonstrație, aș vrea să schimbăm sursa. Există întrebări înainte să trec la cod? Vedeți, browserul meu? Da. Bun, deci practic asta e codul scris în Python pentru compresia unui text folosind un arbore Huffman. Mai întâi se construiește un nod și v-am zis, se definește partea din stânga, partea din dreapta, pardon, partea din stânga, partea din dreapta, probabilitatea nodului respectiv și simbolul din interiorul nodului. Și practic în momentul ăsta se rulează. După care s-a terminat de rulat. După care ce facem? Trebuie să construim arborele. Și prima dată nu uităm să primul pas pe care trebuie să-l facem este să identificăm care sunt frecvențele de apariție ale fiecărui element din textul respectiv. Dacă considerăm textul de aici, Ana are mare, dar scris cu A mare, practic ce se întâmplă? Se construiește un dicționar cu frecvențe. În general, în Python, ca să meargă repede, lucru se face pe bază de dicționare, unde avem o cheie, cheia care o să fie litera sau simbolul pe care l-avem de reprezentat, iar valoarea din dicționar pentru cheia respectivă o să fie frecvența. Și atunci, ca să calculăm frecvențele astea, de câte ori găsim un simbol, îi incrementăm frecvența. Și atunci, la sfârșit, tot ce avem de făcut este să împărțim frecvența simbolului la lungimea mesajului. Dacă vreți, putem să schimbăm textul aici. Dar dacă lăsăm textul, vedem că sunt. Putem să punem cu A mic, de exemplu, ca să dea aceleași probabilități de mai devreme. Da, vedeți, A, E, după care R și spațiu 0,16, N și M 0,08. După care, odată ce avem aceste frecvențe de apariție pentru fiecare nod în parte, trebuie să construim efectiv arborele. Și cum facem asta? Pentru fiecare cheie din dicționar, mai întâi se construiește un nod care nu are niciun copil nici în dreapta, nici în stânga, are probabilitatea egală cu valoarea asta de aici și simbolul este cheia reprezentată de caracterul din document. După care, astea toate se pun într-o coadă de priorități. Cât timp coada de priorități are mai mult de un element, se scoate de două ori minimul, se pune în left și în right, după care se construiește un nod intern care are ce am scos prima dată în left, ce am scos în a doua oară în right. Probabilitatea nodului este probabilitatea lui left plus probabilitatea lui right. Și având în vedere că este nod intern, el nu are nicio cheie. Din cauza asta, aici la construcția unui nod avem implicit none. Și doar atunci când dăm noi simbolul respectiv, se suprascrie acest none. Deci, în mod normal, s-a construit și arborele. Odată ce am construit nodul ăsta, se pune înapoi în coada de priorități. Deci, practic, scot cele mai puțin frecvente chei și în locul lor, în coadă, punem acest nod pe care l-am creat în momentul de față. Bun.
În momentul ăsta, arborele este creat. Pe baza arborului trebuie să construim codul pentru fiecare cheie în parte. Și atunci, ca să construim acest cod, vom face un nou dicționar, ne ducem în stânga sau de câte ori ne ducem în stânga, adăugăm 0 la codul existent, de câte ori ne ducem în dreapta, adăugăm 1 la codul existent. Deci, practic, este un e o recurență aici. Da? Se reapelează funcția. Iar dacă am ajuns în frunză, atunci pur și simplu luăm codul pe care l-am obținut până atunci, prin adăugarea de 0 sau 1 pornind din rădăcină, și îl scriem în tabela pe care vrem noi să o completăm cu codurile cheilor respective. Din cauza asta, primește ca parametri funcția asta nodul din care plec, codul pe care l-am obținut până în pasul curent și tabela în care trebuie să scriu. Da? Aici știu ce trebuie să scriu. Dacă trebuie să mă duc în stânga, adaug 0, dacă trebuie să mă duc în dreapta, adaug 1. Bun. Mai departe, trebuie să facem codificarea mesajului respectiv, în care am făcut tabela. Pentru partea de decodificare, ce facem? Păi, pornim de la root, vedem care este nodul curent și care este mesajul. Dacă lungimea mesajului este 0, atunci trebuie să întorc simbolul curent. Dacă simbolul curent nu este none, adică am ajuns într-o frunză, atunci trebuie să întorc simbolul curent plus celălalt mesaj rămas din decodificarea restului mesajului. Dar asta ce înseamnă? Înseamnă că mă întorc înapoi, nodul curent nu mai este frunza în care sunt, trebuie să mă întorc înapoi în root. Mesajul este ce a rămas după ce am scos mesajul de până acum și se adaugă la celălalt simbol, celelalte simboluri care s-au scris până acum, deci practic la celelalte litere. Dacă în schimb mesajul este 0, atunci trebuie să mă duc de la nodul curent în stânga. Dacă mesajul este 1, trebuie să mă duc de la nodul curent în dreapta. În decodificare, având în vedere că am luat primul bit și m-am uitat că e 0 sau 1, înseamnă că ce am de decodificat în continuare este mesajul începând de la al doilea bit. Din cauza asta este de la 1 până la sfârșit. Construim și funcția de decodificare. Și acum testul. Prima dată pornim de la anarmere. Mai întâi construim bitul, vedem care este numărul de biți original. După care construim arborele, identificăm care e rădăcina, construim tabelul folosind build symbol table. Se printează care sunt codurile pentru fiecare caracter în parte, după care scriem care este textul compresat și după aia îl decodificăm. Deci, practic, mesajul original este ăsta. Ana are mere. Are nevoie de 12 ori 8 biți, deci 96. După care, ce mai printat aici? A printat codurile pentru fiecare caracter în parte. După care mesajul comprimat, care apare aici și care spune câți biți necesită. După care mesajul decomprimat, ca să vedem că ne întoarcem înapoi la mesajul inițial. Există întrebări?
Facem pauză? Cred că da, puteți să ne lăsați și codul. Sigur. Îl vedeți așa sau trebuie să dau scroll mai sus? Se vede pe părți, adică aici se vede doar test Huffman. Nu vreți Huffman. Mai bine să vă dau codul? Pardon, link-ul, ca să intrați e mai bine. Pe link-ul respectiv? Da, e ok. Am observat că la anare mere caracterul nu-l considerăm ca ocupând ceva. Nu. Ok. Hai să vedem unde pot să dau mesajul. Deci puteți să vă jucați la respectiva locație. Facem pauză, da? Ne vedem peste 6 minute.
V-ați descurcat cu codul din de pe Git? Să deschideți în Colab? Mă mai auziți? Da, merge. Ok. Eu să opresc codul acum ca să ne întoarcem la slide-uri. Să văd din nou slide-urile? Da. La partea de demonstrație a algoritmului. Pentru a putea demonstra algoritmul, trebuie mai întâi să facem două leme. Prima lemă spune că dacă avem K, o mulțime a cheilor dintr-un arbor de codificare, având mai mult de două chei, iar X, Y sunt două chei cu pondere minimă, atunci există un arbore Huffman de înălțime H în care cheile X și Y, astea care au ponderea minimă, să apară pe ultimul nivel, deci pe nivelul H, și să fie descendente ale acelui H nod intern. Deci, cu alte cuvinte, ce îmi spune chestia asta? Îmi spune că de fiecare dată, cheile cel mai puțin frecvente din text o să apară pe ultimul nivel, deci o să aibă lungimea maximă a codului și o să fie descendente ale aceluiași cod, pentru că, practic, primul pas care se face este să construim nodul intern alcătuit din aceste două cel mai puțin frecvente chei. Și hai să vedem cum se face demonstrația. Presupunem prin absurd că nu este așa. Presupunem prin absurd că cheile respective ar putea să fie undeva oarecare, pe o poziție oarecare în arbore. Să zicem că avem pozițiile astea X și Y. Și atunci ne apucăm și interschimbăm treptat X cu A, unde A se află pe ultimul nivel, și Y cu B, unde iarăși B se află pe ultimul nivel. În plus, A și B sunt descendente ale aceluiași nod ăsta de aici. Vedeți că aici este arc direct, în timp ce aici este punctat, adică asta înseamnă că se află undeva în arbore, da? Ăsta este nivelul H despre care discutăm, deci este cel mai de jos nivel. P de A este mai mare decât, da, deci P de A mai mare sau egal cu P de X. P de B mai mare sau egal cu P de Y. X și Y sunt cele două chei care ne interesează pe noi și am spus conform lemei că au, deci astea sunt X și Y, au pondere minimă. Din cauza asta înseamnă că orice alt caracter, orice alt simbol are o probabilitate mai mare sau egală cu P de X și respectiv P de Y. Și ne apucăm să facem aceste modificări, să vedem ce se întâmplă cu costul lui A comparat cu costul lui A prim comparat cu costul lui A secund. Deci noi presupunem prin absurd că arborele A, construit în felul ăsta, este un arbore Huffman. Deci practic are costul minim în condițiile în care X și Y, care sunt cheile cu probabilitate minimă, cu frecvență minimă, sunt altundeva decât pe ultimul nivel. Și atunci hai să vedem care ar fi diferența între costul lui A și costul lui A prim. Ce se schimbă? Păi, având în vedere că toată bucata asta rămâne identică, singura diferență este între cele două noduri, că noi practic pe astea două le schimbăm. Și atunci trebuie să vedem ce se întâmplă. Deci o să avem P de X pe lângă. În arborele A avem nivelul, hai să zicem, alfa aici, între alfa plus
hai să zicem, PDA omulțit cu H. Mă interesează doar ce se întâmplă cu nodurile astea două, pentru că astea două sunt singurele care se schimbă între costul lui A și costul lui A prim. Da. Deci, practic, diferența dintre astea o să fie ce se întâmplă cu PDX și cu PDA. Deci, în A avem PDX ori nivelul alfa plus PDA ori nivelul H, iar în A prim o să avem PDX ori H și o să mai avem PDA ori alfa. Ne apucăm și grupăm PDA minus PDX, deci egal cu PDA minus PDX pe lângă odată H, da? Avem PDA ori H și avem PDX ori H, deci din cauza asta PDA minus PDX ori H, și iarăși avem aici PDA ori alfa și PDX ori alfa, doar că asta e cu minus. Sunteți de acord că dă chestia asta? Mă mai auziți? Da, e ok. E ok, da? PDA minus PDX este pozitiv sau negativ? Pozitiv din prima relație. H minus alfa e pozitiv sau negativ? Pozitiv. Deci, costul lui A minus costul lui A prim, cum este față de 0? Costul lui A e mai mare decât cel al lui A prim. Bun. Deci, cu alte cuvinte, dacă interschimbăm A cu X și B cu Y, o să ne dea, practic, costul lui A secund este mai mic sau egal cu costul lui A prim, care este mai mic decât costul lui A. Mai mic sau egal. Deci, cu alte cuvinte, A secund ăsta pe care îl construim noi aici, prin interschimbările pe care le-am spus, având în vedere că nodurile cu cea mai mică frecvență se află pe ultimul nivel și descendente ale aceluiași nod intern, are costul mai mic sau egal decât costul lui A, care era un cost, era un arbor de cost minim. Ceea ce înseamnă că și A secund este un arbor de cost minim, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, X și Y se află pe ultimul nivel, exact ce am presupus prin absurd că nu este adevărat. Ok? Eu aici v-am arătat doar prima parte, cum se trece din A în A secund, pardon, cum se trece din A în A prim, dar similar se face demonstrația trecând din A, din A prim în A secund. Ok? Tot așa se demonstrează că costul lui A prim este mai mare sau egal cu costul lui A secund. Există întrebări legat de lema asta? Deci, practic, lema asta ne spune că dacă avem niște K, K, cele mai puțin frecvente K se vor afla pe ultimul nivel și vor fi descendente ale aceluiași nod. Asta ne spune această lemă. Lema 2 zice așa, dacă A este un arbore Huffman cu cheile K, iar X și Y, două chei direct descendente ale aceluiași nod intern A, fie K prim este egal cu K minus XY reunit cu Z, unde Z este o cheie fictivă cu ponderea WZ egal cu WX plus WY. Deci, cu alte cuvinte, ce zice chestia asta? Zice așa că dacă avem două chei descendentele ale aceluiași nod, una să fie X, una să fie Y, și asta se află undeva într-un arbore, atunci putem să transformăm arborele ăsta într-un alt arbore similar
unde în loc de sub arborul ăsta mic cu X și Y, punem un singur nod Z. Atunci, noul arbor ăsta este arborele A, ăsta este arborele A prim. Atunci, noul arbore A prim, rezultat din A prin înlocuirea subarborului cu rădăcina A și frunzele XY cu subarborurile cu un singur nod care conține frunza Z, dar care are ponderea egală cu ponderea lui X și ponderea lui Y, este un arbore Huffman cu cheile K prim. Demonstrație. Exact cum am făcut mai devreme, se demonstrează că costul lui A prim este mai mic sau egal cu costul lui A. Practic, dacă ne apucăm să facem costul lui A prim minus costul lui A, ce o să se întâmple? Păi diferența o să fie dată doar de aceste două noduri, da? Deci cost de A prim minus cost de A, ce o să dea? În locul lui Z este nodul ăsta pe care l-am îngroșat eu aici. Deci diferența este că în A mai avem aceste două noduri, X și Y, da? Deci o să fie W de A plus W de pardon, W de X plus W de Y, care nu există. Da? Mă rog, este cu minus în față. De ce? Pentru că ele, în momentul în care am înlocuit nodul ăsta cu nodul Z, tot ce am făcut este să scad un nivel din înălțime. Da? Asta e tot ce am făcut. Pentru că ponderea acestui subarbor este WX plus WY, exact cât este WZ, dar diferența este că aceste noduri X și Y sunt aflate pe nivelul imediat următor față de Z. Da? Deci aici este nivelul alfa, aici este nivelul alfa plus 1. În momentul în care fac diferența dintre ăsta și ăsta, ce îmi rămâne? Păi îmi rămâne acest plus 1 mulțit cu W de X plus W de Y. Da? Deci din cauza asta am zis că costul lui A prim minus costul lui A este este invers. Costul lui A minus costul lui A prim este chestia asta, pentru că în A este mai mare, da? Deci costul lui, e corect. Deci cu alte cuvinte, dacă costul lui A. Da, e corect. Și atunci, în momentul în care trecem costul lui A în dreapta ca să devină cu plus și trecem diferența asta în partea stângă ca să devină cu și ea cu plus, îmi rezultă ecuația de aici. Costul lui A, care devine în dreapta, este egal cu costul lui A prim plus W de X plus W de Y. E clar? Presupunem prin absurd că există un alt arbore A secund care să aibă costul mai mic decât costul lui A prim. De ce? Păi am spus, noi vrem să demonstrăm că acest arbore A prim este arbore Huffman, deci înseamnă că are costul minim. Și atunci presupunem prin absurd că de fapt nu are costul minim și că există un alt arbore A secund care să aibă costul mai mic decât costul lui A prim. Deci asta înseamnă că de fapt, costul lui A secund este mai mic decât costul lui A minus W de X minus W de Y, ceea ce înseamnă că dacă adăugăm costul lui A secund, deci dacă trecem partea asta de aici în partea dreaptă, în partea stângă, atunci am obține un alt arbore care are costul mai mic decât costul A. Dar, din definiție, costul A este minim datorită faptului că A este un arbore Huffman. Deci asta înseamnă că nu există un alt arbore care să aibă un cost mai mic. Deci înseamnă că asta nu este adevărat. Înseamnă că, practic, costul lui A secund
nu este mai mic decât costul lui A', și atunci dacă nu este mai mic, înseamnă că de fapt costul lui A' este minim. Și atunci A' este un arbore Huffman. Există întrebări? În fine, trecem la teorema Huffman. Algoritmul Huffman construiește un arbore Huffman. Demonstrația se face prin inducție după numărul de chei din mulțime K. Dacă N mai mic sau egal cu 2, atunci este evident că practic e lema 1. Dacă N este mai mare ca 2, ipoteza inductivă este că algoritmul Huffman construiește arbor Huffman pentru orice mulțime cu N însă nu chei. Și atunci trebuie să demonstrăm că o să construiască și pentru orice mulțime cu N chei. Și atunci, fie K, mulțimea de N chei, K1 până la KN, având aceste, fiind ordonată, deci practic având W de K1 mai mic sau egal cu W de K2 mai mic sau egal cu W de KN. Și acum, conform lemei 1, înseamnă că există un arbore Huffman unde cheile K1 și K2 sunt pe același nivel, pe ultimul nivel și descendente ale aceluiași nod. Deci, practic, fie AN-1 un arbore care are N-1 chei, unde cele N-1 chei o să fie cheile inițiale din K minus K1 și K2, astea pe care le bag în ultimul nod, reunit cu un Z, o cheie fictivă care înlocuiește cele două chei K1 și K2 și având ponderea egală cu W de K1 plus W de K2. Conform lemei 2, AN-1 rezultă din AN prin modificările prezentate în lema respectivă, deci practic AN-1 este un arbore Huffman și conform ipotezei inductive este construit prin algoritmul Huffman de K'P'. În plus, având în vedere că ăsta este un arbore Huffman, practic nodul pe care noi l-am introdus, acest Z, este pe ultimul nivel, ăsta e Z-ul, și practic se obține din K1 și K2 conform lemei 2, lemei 1, înseamnă că practic ce se întâmplă? Prima dată se unesc aceste două noduri, după care, conform lemei 2, obținem un arbore cu N-1 chei, care este de fapt un arbore Huffman. Deci, cu alte cuvinte, algoritmul Huffman cu cheile K, cu toate cheile și probabilitățile P, construiește mai întâi arborele format din K1 și K2, după care lucrează fix ca algoritmul Huffman de K'P', ce construiește AN-1. Deci, în final, construiește arborele Huffman cu cheile K și probabilitățile P. Există întrebări? Atunci, dacă nu există întrebări, trecem la un alt exemplu. Numai la problema rucsacului. Ați auzit de problema rucsacului? Problema rucsacului spune așa. Trebuie să umplem un rucsac de capacitate maximă M cu obiecte care au greutatea MI și valoarea VI. Putem alege mai multe obiecte din fiecare tip cu scopul de a maximiza valoarea obiectelor din rucsac. Problema asta are două variante, mă rog, are mai multe variante, dar două sunt cele mai frecvente. Varianta 1. Putem alege fracțiuni de obiect. Se numește problema continuă. Varianta 2. Nu putem alege decât obiecte întregi, practic număr natural de obiecte de fiecare tip. Problema de tip 0-1 se mai numește. Puteți să ne gândim la varianta 2 ca la o variantă mai naturală, să zicem. Dacă ai o conservă pe care vrei să o iei într-un rucsac, nu poți să iei doar jumătate de conservă, să zicem.
În timp ce la varianta 1 putem să ne gândim, de exemplu, să zicem că vreau să iau o ciocolată și în loc să iau o ciocolată iau doar jumătate, sau vreau să iau un kil de mere și în loc să iau un kil de mere iau doar un sfert de kil sau mai știu și eu ce. Deci cam asta ar fi, nu știu, cele două variante ale problemei, varianta continuă, respectiv varianta binară. Vedem. Prima variantă, știți care se... E vreo diferență între ele în ceea ce privește rezolvarea? În varianta a doua, gridii nu funcționează. În varianta a doua, gridii nu funcționează. Deci se rezolvă doar prin programare dinamică. Și o să vă arăt un pic mai târziu de ce nu funcționează. Deci, practic, prima variantă, varianta continuă, se rezolvă prin gridii. Varianta a doua nu se rezolvă prin grid. Pentru prima variantă, algoritmul grid ar fi următorul. Sortăm obiectele după raportul VI pe MI, deci valoare supra masă, după care adăugăm fracțiuni din obiectul cu cea mai mare valoare per kilogram până când epuizăm stocul, după care adăugăm fracțiuni din obiectul cu valoarea următoare și tot așa. Și am ales aici un exemplu, tocmai pentru a vă arăta că varianta continuă funcționează cu gridii, în timp ce varianta binară nu mai funcționează cu gridii. Deci avem, de exemplu, dimensiunea rucsacului de 10 și avem 4 obiecte, M1 cu masă 5 și valoare 10, M2 cu masă 8 și valoare 19, M3 cu masă, obiectul 3 cu masă 4, valoare 4, obiectul 4 cu masă 5 și valoare 10. Și în momentul în care facem rapoartele astea V supra M, pentru primul obiect obținem 2, pentru al doilea obiect obținem 2, ceva, pentru al treilea obiect obținem 1, iar pentru al patrulea obiect obținem 2. Și atunci, practic, soluția ar fi să luăm cât putem din obiectul 2, pentru că avea cel mai mare raport, 2, ceva, după care să luăm ce ne mai rămâne din fie din obiectul 1, fie din obiectul 4, pentru că astea aveau amândouă raportul 2. Deci, cu alte cuvinte, se iau 8 kg din obiectul 1, pentru că atât are, cu o valoare 19, după care se iau 2 kg fie din M1, fie din obiectul 1, fie din obiectul 4, ceea ce înseamnă încă 4, o valoare de 4 adăugată la acest 19 înseamnă 23 în total. Ok? Există întrebări, este clar, știați... Ce reprezintă mai exact valoarea? Adică, practic, să zicem, valoarea. Uite, dacă ne gândim la un rucsac efectiv, dacă M reprezintă greutatea pe care o are un obiect, V ar putea să fie valoarea calorică. Deci, practic, utilitatea obiectului pe care îl băgăm în rucsac, ca să fie mai general. Dacă întregul obiect este introdus în rucsac, atunci utilitatea pe care o obținem este cea dată de valoarea corespunzătoare obiectului respectiv. Dacă băgăm fracțiuni din obiect, atunci evident și valoarea este fracționată. Ok? Da. Bine. Hai să vedem la varianta a doua, unde, așa cum zicea și colegul vostru, gridii nu funcționează. Și contraexemplu este fix aceleași valori, unde dacă aplicăm același algoritm, practic vedem că obiectul M2 are utilitate maximă și atunci băgând obiectul M2 obține utilitatea 19, dar având în vedere că are 8 kg, nu se mai poate băga nimic
pe lângă el, da? Pentru că rămân doar 2 kg disponibile, iar obiectul 1 și obiectul 4 au câte 5 kg, iar obiectul 3 are 4 kg și nu se mai pot introduce în rucsac alături de obiectul 2. Totuși, soluția optimă în cazul ăsta este să luăm obiectul 1, care are 5 kg, și obiectul 4, care are tot 5 kg, valoarea rezultată fiind 20. Ok? Deci, vedeți că în situația asta nu funcționează algoritmul greedy. Da? Rezultatul greedy ar fi fost 19. Și atunci se pune problema. Ok. E practic aproape aceeași problemă. Diferența este foarte mică între problema rucsacului continuă, între enunțul problemei continue, respectiv discrete, a problemei rucsacului. Și atunci se pune problema. Care este condiția care face ca un algoritm greedy să funcționeze și respectiv să nu funcționeze? Da? Deci, cu alte cuvinte, se pune problema, ok, hai să vedem când funcționează algoritmii greedy, pentru că, vedeți, dacă efectiv la o problemă la care am schimbat un cuvânt, că e discretă sau că e continuă, îmi schimbă modalitatea de rezolvare, trebuie să vedem care sunt aspectele importante care îmi permit să rezolv problema respectivă prin greedy sau nu. Și atunci, când funcționează algoritmul greedy? Păi, prima chestie este problema trebuie să aibă proprietate de substructură optimă. Ce înseamnă chestia asta? Păi, înseamnă că soluția problemei trebuie să conțină soluțiile subproblemelor. Deci asta este prima caracteristică pe care trebuie să o aibă problema ca să poată să fie rezolvabilă prin greedy. În plus, problema trebuie să aibă proprietatea alegerii locale. Alegând soluția optimă local, se ajunge la soluția optimă globală. Problema e că e ușor de enunțat aceste proprietăți, dar este greu de verificat. Și atunci, haideți să vedem cum verificăm chestiile astea. Fie E o mulțime finită nevidă și I mulțimea părților, inclusă mulțimea părților lui E, astfel încât mulțimea vidă să fie în I și oricare ar fi X inclus în Y și Y aparținând lui I, atunci implică X aparține lui I, înseamnă că E și I este un sistem accesibil sau spunem că E și I este un sistem accesibil. Submulțimile din I se numesc submulțimi independente și vă dau niște exemple din care unele o să fie rezolvabile cu greedy, altele nu. De exemplu, dacă avem o mulțime alcătuită din trei elemente, 1, 2, 3 și I reprezintă mulțimile ce nu conțin în același timp și E1 și E3, vedeți că pe oricare aș lua-o din I, să zicem că alegem X să fie asta și asta. Iar Y, nu știu, mai alegem ceva în plus, ăsta și ăsta, să zicem, ca să fie mai multe. Oricare ar fi X inclus în Y. Deci, să zicem că ăsta este Y, iar X-ul, să zicem că este, nu știu, ăsta și ăsta. Deci, practic, ce zice? Oricare ar fi X inclus în Y, X aparține și el lui I. Păi, e normal, pentru că ăsta nu-l conține și pe 1 și pe 3, ăsta nu-l conține și pe 1 și pe 3. Da? Deci, respectă caracteristica de sistem. Alt exemplu. Mulțimile unui graf orientat, iar I reprezintă mulțimea mulțimilor muchiilor ce nu conțin un ciclu. Deci, cu alte cuvinte, mulțimea arborilor. Iarăși, dacă am o mulțime de arbori dintr-un graf, în momentul în care iau un subset al acestei mulțimi, și ea o să fie tot tot o mulțime de arbori. Exemplu 3.
Dacă avem E un set de vectori dintr-un spațiu vectorial, I reprezintă mulțimea mulțimilor de vectori lineari independenți. Și în fine, ultimul exemplu, dacă E reprezintă mulțimile unui graf neorientat și I reprezintă mulțimea mulțimilor de muchii în care oricare două muchii nu au un vârf comun. Astea toate sunt sisteme accesibile. Un sistem accesibil este un matroid dacă satisface proprietatea de interschimbare, oricare ar fi X și Y din I, cu cardinal de X mai mic decât cardinal de Y, atunci există E în cardinal de Y minus cardinal de X, astfel încât X reunit cu E să fie în continuare în I. Bun. Există o teoremă care spune așa, dacă E și I este matroid, atunci există un algoritm greedy care rezolvă problema de optimizare. Practic, ce îmi spune asta? Îmi răspunde fix la condiționările de mai devreme. Ce îmi zice? Alăcând, pe de-o parte, soluția problemei conține soluțiile subproblemelor, pentru că, practic, ce îmi zice? Dacă eu am o soluție mare și iau o bucată din soluție, dacă mai adaug o părticică din soluția mare, obțin tot o parte din soluție. Da? Deci, cu alte cuvinte, îmi spune așa, orice bucățică aș lua din soluția mare a problemei, din soluția corectă, adăugând o altă bucățică din acea soluție, obțin în continuare o parte dintr-o soluție mare. Deci, practic, adăugând bucăți care fac parte din soluție, mă duc spre soluție. De asemenea, cum adaug bucățile astea? Păi adaug soluțiile pe care le obțin local. Încerc de fiecare dată să rezolv o problemuță mai mică și în felul ăsta tot adaug și construiesc la soluția parțială pe care o am, în felul ăsta obținând soluția globală. Și practic asta este descris în acest matroid. Deci dacă putem să demonstrăm că un sistem accesibil este matroid, atunci sigur el se rezolvă prin grid. Și acum hai să verificăm exemplele alea pe care le-am dat. Dacă avem exemplul ăsta cu mulțimilor care nu conțin în același timp E1 și E3. Și luăm două exemple, fie Y, E1 și E2 și X, E1. Atunci, dacă luăm diferența dintre Y și X, reprezintă elementul ăsta E2, încercăm să-l adăugăm la X. Și atunci vedem că X reunit cu E2, practic, este chiar mulțimea Y, care aparține mulțimea părților. Putem aici să luăm, de fapt nu că putem, trebuie să luăm toate exemplele posibile ca să putem să demonstrăm. Practic, noi aici am demonstrat că există, dar conform definiției, noi trebuie să demonstrăm că pentru orice X și Y există aceste. Da? Noi, practic, aici, când am luat... Am zis fie un anumit Y și un anumit X, dar ca să demonstrăm riguros, ar trebui chestia asta să se întâmple pentru orice Y și orice X. Da? Deci dacă pentru orice Y și orice X găsim un astfel de element care adăugat la X îmi face ca soluția rezultată X reunit cu elementul respectiv să fie în continuare parte din I, atunci înseamnă că... avem proprietatea de matroid și înseamnă că problema respectivă este rezolvată prin greedy. Aici este un exemplu care nu are proprietatea de matroid și o să vă arăt de ce. Practic, exemplul 4 spunea că este mulțimea de muchii care nu au un vârf comun. Și pentru graful de aici, avem o mulțime alcătuită din A, B și D, pentru care vedem că nu există un nu există două arce care să aibă un vârf comun. Și de asemenea există, deci asta să zicem că este mulțimea X, iar asta este mulțimea Y, care conține A, B, D, F și E, C. Vedem că cardinal de Y este mai mare decât cardinal de X.
pentru că în Y sunt 3 elemente, în X sunt 2, dar acum luând orice element din Y și adăugându-l la X, vedem că fie luăm pe ăsta și atunci DE și EC au nodul ăsta comun, fie îl adăugăm pe ăsta și atunci au nodul ăsta comun. Deci, practic, AB este și colo și colo, deci nu contează, nu face parte din diferență. Deci diferența Y minus X este egal cu mulțimea DF și EC. Și oricare dintre astea două luat, oricare dintre aceste două muchii luate și adăugate la mulțimea X ar conduce la o soluție care nu mai este corectă. Ok? Deci practic exercițiul 4 nu se poate rezolva prin gridi. Există întrebări? Hai să verificăm ce se întâmplă cu problema rucsacului discret, că practic de acolo am plecat în această discuție. Deci ăsta era exemplu. Fie i mulțimea subsoluțiilor, deci suma greutăților să fie mai mică decât 10. Și luăm x egal cu m2, da? Exact ce am zis, că asta ar fi o soluție parțială conform algoritmului greedy, iar Y egal M1, M4, asta este soluția reală a problemei. Vedem că cardinal de Y este mai mare decât cardinal de X și orice element am luat din Y minus X, dacă îl adăugăm la X, obținem o soluție care nu mai este corectă, da? Pentru că depășim dimensiunea rucsacului. Deci X reunit cu M1 nu mai aparține lui I și de asemenea X reunit cu M4 nu mai aparține lui I. Deci cu alte cuvinte, problema rucsacului discretă nu mai respectă proprietatea de matroid și din cauza asta nu se poate rezolva folosind tehnica greedy. Există întrebări? Este clar ce am discutat? Vă dau și o temă de gândire. Să dă un număr natural n, să se găsească cel mai mare subset S din mulțimea 1, 2, n, astfel încât niciun element din S să nu fie divizibil cu niciun alt element din S. În plus, dacă există mai multe subseturi maximale ce respectă proprietatea de mai sus, să se determine întotdeauna cel mai mic din punct de vedere lexicografic. Și se definește S ca fiind lexicografic mai mic decât T dacă cel mai mic element care este membru din S sau T nu face parte, dar nu face parte din amândouă, atunci este sigur din S. Aveți întrebări? Există întrebări? Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc pentru atenție, o să opresc înregistrarea și ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumim, o zi bună! O zi bună, la revedere!